Până atunci, colegii mei au fost aseară în culisele concertului tradițional 2 al Andrei și Orchestra Fraților Advahov la Sala Palatului și vreau să vă spun că a fost o nebunie, o seară specială atât pentru mine cât și pentru copiii mei. O să vedeți imediat ce s-a întâmplat acolo, pentru că au fost cântate cele mai iubite piese din muzica tradițională românească, mulți invitați și o atmosferă senzațională. Așadar, haideți să vedeți imaginea. Ne știm de atâta timp. Să nu fie atât de... La început mai puțin de... Păi rămâne în ton. Brutal. Rămâne în ton, da? Deci asta... Și eu fac eventual cu oamenii. Las că discutăm. Bună seara, Doamne ajută! Noi un pic din urmă venim cu... Dreapta, stânga, du-te! Dreapta, stânga, du-te! Dreapta, stânga, du-te! Pe stânga! Acum trebuie să-mi fac retușul. A ieșit. Eu am venit aici pregătită să te întreb ce obiceiuri ai înainte de concert sau așa. E prima oară când fac asta, dar o să facem o tradiție de acum încolo. Deci la Cluj. Frumos că vă încărcați cu energia. Să mai treacă emoțiile, că suntem foarte emoționați. Îmi cer scuze, chiar trebuie să mă retușez, că trebuie să intru pe scenă. Vă iubesc, vorbim? Hai de la rugăciune, hai. Și vin că tu nu uitați chiar acum. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fiu relaxată. Cred, fuge că el trebuie să prezinte, cred. Și de asta. Da, încearcă să mă relaxeze. Să știți că trebuie să deschidem ușa pentru că este Nicolae Furduiancu la ușă și nu vreau să-l fac să aștepte. Am oprit interviu, am zis, vă rog, deschideți porțile, că nu lăsăm pe Nicolae Furduiancu să stea la ușă. Nu există așa ceva. Bine ați venit. Am suportat, deci ce să mă-i dorule, măi, și în casă lumina aprinsă, măi, dorule, măi. Și-am intrat în casa voastră, măi, dorule, măi, să vă zicem vora noastră, măi, dorule, măi. El e sufletul familiei. Eva este inima familiei, amândoi fac așa un întreg și ne-au adus atâta fericire în casă de... Foarte greu să spui multe, dacă mă duc o plus. Îi iubesc foarte mult. Îi iubesc foarte mult. Uite-le pe fetele mele. Eu mai am copii. Ia veniți în pace. Veniți în pace. Eu am mai mulți copii. Am doi pe care i-am născut. Iar... Haideți, vă rog, haideți deci, o dată. Pe rând. Un pași de dans, vă rog. Ines Tana, de pe online, dar e ca și fica mea. Fetele mele din backing, care sunt și alături de mine aici la tradițional, Mihaela și Zoe, Flavia și mine. Livia. Livia este cea care îmi face părul. Ia vedeți ce păr frumos mi-a făcut. Și e și Nicoleta Bârsan, care e înăuntru, da. L-ai ales după ochi. Da, frumoase toate. Uite ce... Le-ai învățat să cânte? Ia, fetelor! Da, nu știu, ia, voi repetați ce zic. Ordin de la împărăție, șalai-lai-la, să mă duc în cătănie, șalai-lai-la. Voi! Ordin de la împărăție, șalai-lai-la, să mă duc în cătănie, șalai-lai-la. Cu un pic de pudră. Aha.
Doamne ajută. Înseamnă pentru tine să cânți cu Andra? Asta. Pentru mine e cea mai mare onoare și unul dintre visurile mele care au devenit realitate. Îi mulțumesc pentru asta, am spus-o și pe scenă și o spun ori de câte ori să am ocazia. Și mulțumesc că mi-a îndeplinit acest vis, o iubesc, ea știe, la fel cum o iubește toată lumea că e Andra. Și e o legendă, sunt onorată și e la inima mea. Și uite că Dumnezeu mi-a ascultat acest gând, această rugăciune de-a mea și... Ce-ai făcut în sensul ăsta? Ai dat din coate într-un fel? Ai... Nu am dat din coate, eu știu că iubesc, sper că n-am agasat-o foarte mult, că aș putea și mai mult, dar știu că i-a spus odată Adi, soțul meu, nu-i dea numărul de telefon, că să dea mesaje ca fanii de trebuie să-i blochezi. Nu am făcut, adică nu, Doamne ferește, nu m-am dus, Andra, cheamă-mă. Te-ai dus și ai spus, mi-ar plăcea să cânt cu tine la sala palatului. Nu am avut curaj să-i spun, sincer, nu am avut curaj, adică... Cum o încurajezi tu pe Vlăduța pentru scenă? Să n-aibă emoții, n-are de ce, ești foarte frumoasă. Ca și tine. Și dacă aș avea din energia ta, ajunge așa. Și chiar nu trebuie să aibă emoții pentru că eu cred că o să simte, eu cred că o să se simte foarte bine. Mai nu-i numele Marie, mi l-au pus mama și mie. Și când era mai micuță, îmi zicea și Mariuță. Vai, ce emoționată sunt, este băiatul Vlăduței. Eu nu cred că te umbli. Mai era bine să ne aducă flori. Mama pentru Andra. Vai, zicul el. Ce să ne scopășit de scenă. Mulțumesc că sunteți să trăiască, Doamne. De fiecare dată chiar am zis că deja suntem la al câtelea spectacol și când intru cel puțin la piesa mea cu frații și cu, știți, fratele, sorul, de la soră la frate, tot timpul... Da, păi textul și mie întotdeauna stând acolo în culise, să urmează să intru eu. Sper după. Sper să se transmită la toată lumea emoția. De fiecare dată îmi vine să plâng și încerc să mă calmez și așa și chit pe melodia de... mulți ani. Sunt emoții mari, dar constructive și când suntem împreună, suntem o echipă și facem buf. Păi vă așteaptă Greta să faceți buf. Exact. O voce extraordinară, un om foarte bun, Aurora, cunata mea! Bună seara, dragilor, bună seara! Am terminat, doamne, mulțumim! O de o parte de emoții. A fost minunat, publicul incendiar. Să fii sănătoasă și să trăiască copii. De ce nu filmați cineva să-i arătați la fica noastră că închinăm parte? Pe cum, noi te la ProTV! Ce sărbătorim? Ce sărbătorim ziua fiicei mele pentru că împlinește 56 ani. La mulți ani! Stați-vă! Vezi? Dacă bem un pic de șampanie, moroșenie când o întâlnește. Nu există să nu ai emoții. Avem 30 de ani de cântat deja, 30 de ani de scenă și de fiecare dată pățesc același lucru. Am sentimentul că îmi pierd stomacul, am sentimentul că mă strânge inima, că mi se strâng toate, uite așa. Am sentimentul că ba acum răgușesc, ba acum e sete, ceva se întâmplă. Magnific. Deci m-am simțit ca în rai. Extraordinar. Pentru că acolo în scenă, când vezi atâtea mii de perechi de ochi care se uită la tine și zâmbesc și cântă cu tine și o am pe Andra lângă mine și mă strânge de mine și îmi spune o să fie bine, uite când vine să plâng, a fost extraordinar. Mulțumesc, Andra, mulțumim publicului. Asta, te-am văzut alergând pe aici, prin sală. Băi, da, nu mă așteptam să fac așa ceva, dar energia este absolut senzațională.
Și sper că nu i-am deranjat spectatorii. Na, stai și cu Anastasia, cu maica mea a doua oară și eu. Am venit să venim și pe bunica și pe Andra, pe toată lumea. Na, toată echipa de la Lamăruță este prezentă aici. Deci să n-aveți emoții. Da, nu o să am emoții pentru că tu ești lângă mine. Mama mea, dar să vedem cine e următoarea sau următoarea. Deci, vreau să zic că nu trebuie să ai emoții. E foarte frumos să te simți ca acasă, dar că trebuie să cânți. Te-ai îmbrăcat foarte frumos, românești, mulțumesc. Îmi place. Pentru complimentul ăsta te-am pupat pe frunte. Așa, și să ai succes. Mulțumesc. Vreau să te întreb o întrebare foarte... Nu știu dacă e grea pentru tine să auzi fără. Ai emoții? Am, dar sunt niște emoții constructive. Adică emoția ta cât trebuie. Nu emoții care să-mi facă rău. Cu tine nu vorbesc. Dar de ce? Pentru că ai spus prea multe bancuri și n-ai lăsat-o pe Cornelia să vorbească. Dar când am intrat în scenă, am zis că pot să sun mai multe bancuri și tu ai zis că da. Nu, nici chiar 100. Cata, mă duc la asta Cornelia. Face concertul frumos, mă duc la Cornelia. Cu tine nu vorbesc. Așa, așadar, deci... Mi-a plăcut foarte mult de mine. Ție de tine. Îți plac bancurile lui? Îmi plac bancurile lui, dar nu cele în care vorbește de rău despre mine. Adică, asta zic și viață grea, că e chinuit, că nevastă sa era de gură, ceea ce nu e adevărat. Deloc. Par eu rea de gură? Nu. Par eu aia care îl ceartă? Nu. Par eu cheltuitoare? De sigur că nu. Bineînțeles că nu. Deci par perfectă, nu? Perfectă. Zic eu, nu sunt. Pe scenă, că ai o soție. Am o soție minunată, extraordinară, talentată, super, super muncitoare și nu mai eu știu cât efort a făcut pentru aceste concerte, pentru că n-a fost ușor și cu sănătatea, pentru că a și răcit și nu s-a simțit tocmai cel mai bine, dar nu s-a văzut treaba asta. Eu nu știu ce se întâmplă, dar tradiționalul ăsta cred că este o energie, ceva care nu se poate explica prin cuvinte. O atmosferă atât de caldă, atât de frumoasă, lumea atât de bine se distrează. Ne simțim cu toții ca într-o familie mare. Așa e, să știi. Tare frumos, mă, când s-a intrat. Mulțumesc din suflet. Mai e o chestie, sigur că muzica ne-a adus împreună, dar dacă n-am fi rezonat împreună, știi, să există o chimie între noi, nu cred că am fi rezistat atât de mult. Bine, acum putem să și mâncăm. Ei bine, oameni buni, s-a și mâncat, s-a și cântat, au fost mulți invitați, Saba Negreanu Brudaș, cu o femeie fabuloasă, Zdob și Zdub, au explozie cu scena la sala Palatului. Poate o să vă mai arătăm momente, oricum o să vedeți show-ul și pe voi și pe ProTV și le mulțumim invitațiilor. Tradițional, 2 o să fie pe 1 decembrie, de ziua României la Cluj, așadar pe 1 decembrie la Cluj și Zdob și Zdub. Cine a mai fost, știu că Mama Mioara? Mama Mioara am văzut-o oamenii. Da, cine a mai fost? Mulți. Oleg Spânu, da. Promisiunea Andrei de la România au talent, i-a promis lui Oleg Spânu la România au talent că îl ia la Bacău. Au fost 2 zile la Bacău și acum veni și 2 zile și la sala Palatului și vine și la Cluj pe 1 decembrie. Foarte nebunie mare, poate o să găsim un pic momentele cu Zdob și Zdub, au fost fabuloase. Da.